Salutare tuturor și bine v-am găsit, fraților, la un nou clip. De această dată, oameni buni, din câte puteți vedea, o să vă arăt și o să vă zic de fapt cum puteți să primiți un glider și două iconițe total gratis din partea celor de la Fortnite. Vă mulțumim foarte mult, oamenii care vă ocupați de Epic Games și de Fortnite, pentru că vreți să ne faceți și nouă de Crăciun așa două, trei cadouri minunate, să zic. Oameni buni, înainte să începem clipul, nu uitați să dați acolo butonașul de la aici de subscribe, credeți-mă, mă ajută extrem de mult. Să dați un join pe camera mea de Instagram, pe camera de Discord, și să-mi dați un follow pe Instagram, pe ambele le aveți în descriere, oameni buni, și numele de pe Instagram, în caz de sunteți de pe telefon, este 1robinet1. Și să puneți codulețul meu aici în item shop, adică deja ați văzut ceva, dar nu contează, FP-Robert291YTB. Credeți-mă, dacă ați face chestia asta și chiar dacă nu cumpărați nimic, nu contează, eu vreau doar băieți să aveți acolo codelețul meu, credeți-mă, nu știu, e foarte importantă chestia asta pentru mine. Și hai să vă arăt și shop-ul, pentru că am înțeles că foarte mult acum, gen, e perioada în care oamenii pleacă, mamă ce mișto e skin-ul ăsta cu ăsta, stai pe blink, ok. Deci avem pe băiatul ăsta de la Finn, The Resilience, Rey, The Jedi Order, sau, da, da. Stick Trooper și Stick Trooper Blaster. Astea sunt și skin-uri. Apoi avem Rey, fata asta, și pickaxe-ul ei, adică ăsta. Ce stau și nici unul. Foarte tare. Avem pe Finn cu Riot Control Bait Baton. Nu știu cum se pronunță, băieți. Și mai avem și Stick Trooper. Fiți atenți. Asta e un emote la 300. Bă, l-aș lua așa, doar pentru că e ediție limitată, știi, dar nu știu, n-aș da V-Bax. Eu deja am primit un gift, o iconiță, băieți, dar astea sunt două chestii gratis pe care Fortnite le oferă. Bineînțeles, ar fi foarte ok să vă strângeți între voi, gen prieteni, și să vi le dați în așa fel încât să le aveți pe ambele. Eu am primit-o pe asta gift, ok, de la un abonanet, banană, cred, sau net... cu G ceva, nu mai știu exact, mergi foarte mult de gift, frate. Respect maxim. Asta este unul din lucrurile gratis. Care este un banner, băieți, se pune aici. Aici. Și o să vă apară în joc aici. Sau depinde dacă aveți iteme din alea în care vă arată bannerul. Și mai este First Order Banner. Adică ăsta. Care este iarăși 0 V-Bucks. Dar țineți minte, nu puteți să le cumpărați pentru voi, băieți. Trebuie să le dați gift, ok? Și cred că dacă îl caut acum pe băiatul ăla, o să-l găsesc sau o să-i dau gift după filmare. Dai, oare, o să, doar vreau să... Ori el... Și oricum, cred că el, nu mai știu exact, dar era un băiat cu neci, oricum, îi mulțumesc foarte mult, deci cum maxim, frate. Și, băieți... deci astea sunt bannerele pe care voi le puteți primi gratis și au un design destul de mișto, sincer, eu chiar am jucat cu ele. Este ăsta, care este și backbling-ul acelei tipe, și First Order, care este backbling-ul tot așa de acolo din stânga, cum v-am arătat puțin mai devreme. Dar, repet, țineți minte, nu le puteți cumpăra, trebuie să le dați gift. Și, băieți, aia le puteți lua azi, ok? Și dacă mergem aici, în dreapta, și dăm Star Wars Event in Fortnite, Star Wars Event in Fortnite. Star Wars Event în Fortnite. Hai să și traduc. Star Wars Live Event. O să fie un eveniment live, băieți, în direct, adică. Așa că dacă vreți să fiți prezenți pe Fortnite sâmbătă la ora 9, cred, o să fie eventul. Primește Tie Whisper. Adică gliderul ăsta de aici pe care îl vedeți, băieți, ăsta nu este gen un glider format din 3, este doar unul, adică pe ăsta sau ăsta sau ăsta, ăsta e un singur glider. Gratis. În trebuie să fii în joc pe data de 14 decembrie, sau mă rog, nu știu dacă trebuie să fii în game. Probabil trebuie să fie, având în vedere că scrie asta aici. Mă rog, pe data de 14 decembrie, băieți, la ora 2 PM ET, asta nu știu cât înseamnă. O să mă și eu și probabil o să vă zic dacă găsesc, că habar n-am, nu știu cât înseamnă, băieți. La ora 2 după amiaza, cred. Probabil, nu știu exact, băieți, habar nu am. Bă, dar player-ul de aici, ce bot care a luat, uite-l. Doamne,
Frate meu, trage și tu cu armă, văd iubind. Ok. O, încă unul. Bazea băieții că vine ăsta peste mine. Bă, asta se bătă cu cineva sau? Se bătea cu nimeni, trăgea el așa. Bă, ce se întâmplă cu playerii de Fortnite din ziua de azi, băieți? Ajutor! Pun chestia asta pentru că mi s-a părut destul de clip, destul de scurt clipul, băieți. Și nu vreau să vă las cu un clip de 5 minute într-o zi. Like, o să pun niște faze așa din meciul ăsta în care omor eu oameni și... aia, vreau să scrieți în secțiunea de comentarii plăcintă, băieți, dacă... Vreau să scrieți în secțiunea de comentarii plăcintă, băieți, dacă ați stat până aici și nu ați dat live la, la clip. Pentru că eu am făcut outro-ul bine, de fapt o să tai outro-ul de pe filmarea aia și o să-l pun pe asta. Și o să vedeți, o să vedeți acolo edit skills level 1.3645.000. Așa că băieți, mă duc să mai caut oameni pe care se omor, că eu am cum să pun filmarea așa scurtă. Import de copaci din România. Am uitat, băieți, să vă arăt câteva update-uri care s-au făcut, fiți atenți. Deci, unul la mână, harta arată așa. Aici nu era zăpadă, nici aici, nici aici, nici aici, nici aici și nici aici, dacă nu mă șel. Dacă spargeți un omuleț de zăpadă, puteți lua un bulgăr și să-l aruncați într-o zonă, iar în zona asta, acel om pe care îl veți nimeri, o să aibă picioare de gheață, cei care v-a jucat Fortnite mai de mult știți chestia asta. Și s-au băgat aceste cubulețe, băieți, de gheață, pe care dacă le spargeți, primiți itemul de dinăuntru. De fapt, din înăuntru, din, da, de dinăuntru, ok, de vreo mai, lasă așa. Pam, pam, spargem aici repede. Și dacă îl spargeți, băieți, primiți itemul care se află înăuntru. Hai, spargem repede, repede, bum. Cum se cheamă asta, mă? AUG. Un AUG am primit, băieți. Foarte, foarte tare. Și acum, cred că, baftic e la win, nu? A, da, și stați. Și tu fișul le arată așa. Mergem și după, după băiatul ăsta de sus. Mai devreme am fost acolo să iau un, un bonus din ăla de XP, băieți. Cred că nu mă știe. Mă știe. Le fac manevră, băieți. Bă, priceputul. Bătaie. Ok, nu-i priceput. M-am panicat, băieți, puțin. El se joacă Fortnite, băieți, înțelegeți. Dar vrea să ia high ground-ul. Bro. Ia, bro, high ground-ul. Ești piciorul, al meu ești! Băi, e imposibil beatul ăsta și dacă mă moare, cred că o să dau rage. Da, bro, ai high ground, felicitări. Acum hai să mori. Tot cu high ground-ul tău. Bă, dar e imposibil băiatul ăsta! Frate, vine zona în 3 metri, tu nu mă prea interesează. E problema de tine acum. I understand. Bă, asta e cea gen zeu box fighterilor, ai swear to god, zeu, mă rog, fugi ăsta de papa momentul, băi, da. Mori, mori, te-ai dus. Nu! Bă, seama asta ca unui pentru mine, ok? Cam asta am vrut să vă arăt, oameni buni. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonul și de like. Bine, dacă v-am informat ceva nou, de fapt, nu uitați să apăsați acolo butonul și de like. Share, subscribe, follow pe Instagram. Join pe camera de Discord pe care o aveți întotdeauna în descriere. Instagram este unul robinetul și codul cel meu pe care l-ați văzut mai devreme pe item shop. Adică
FP, bară jos, Robert, 291, bară jos, YTB. Ciao!